Bun, salut băieți, n-am mai făcut vlog de mult. Salut, dar de ce ți-ai învățat? Dar nu aveai voie. Nu m-am învățat. Și cum n-ai învățat în pula, că ți-ai luat harta aia? Ce harta? A, ce întâmplare, aveam harta deschisă. Fără telefoane. Fără telefoane. Mi se pare, n-aș pa ce faci. Da, doar sudul am învățat. Dolj, Olt, Teleorman. Cultură generală cu atât mai puțin am făcut de mult timp. Și astăzi avem un joc de geografie. Geografie. Eu o să vă dau niște localități și voi trebuie să puneți cu un punct pe hartă și vedem care e cel mai aproape, cine strânge cele mai multe puncte, știți voi. Că tu ai crezut că ne întreabă județele și ți-ai învățat județele. Eu știu că nu fac stand-up în toate. Asta este clar. În ce județe nu facem multe stand-up? În Olt. Aici? În Olt nu facem. În Teleorman nu facem. În Olt, în Fâna, în Craiova facem. Craiova e în Olt. În Dolj, Craiova. Hai că ce-a fost bine. Bun. Hai să începem cu prima localitate. Deci fără telefoane, fără indicii. Da. Făgărașul Nou. Localitatea Făgărașul Nou. Deci s-a pus aici un centru la Toma. Da. Un centru țării. Eu nici măcar nu știu ce județ este. O fiesta Brașov? Nici măcar nu știu ce județ este. Cred că e Sibiu mai degrabă aici. Asta e Sibiu, da, nu? Da, cred că la Sibiu. Asta și e Sibiu. Brașov. Ați dat bacul la geografie? Nu. No. Brașov, Sibiu, aici e Cluj. Da, acolo. Fizică. Eu așa cred că ăsta e Cluj. Ăla e Cluj. Arad. Care e Cluj? Așa. Bihor, Arad. Alba. Sibiu, Alba. Da. Păgărașul Nou e o localitate în județul Tulcea. E un județul Tulcea. Tulcea? Da. Deci hai să vedem cine e cel mai aproape de Tulcea. Sorin ești mai departe decât Cristin, în primul rând. Și ăștia doi au fost cam în același loc. Da, asta copiat. O să-i dau punctul mai sud. Eu-s mai sud. Eu-s mai sud. E pe aici, e pe aici. Pe aici. Păi da, Tulcea e mai sud decât Dacă ar fi Brașov. Să merg cu mașina de aici, mai ușor ajungi de aici decât ajungi de aici. Bun, bine, Toma, a luat Toma un punct atunci. Stai, adu-o linie ceva. Păi nu e, mă, că nu se măsoară, se măsoară pe drum, fraiere. Da, și te duci pe autostradă, bagi autostrada și deci pe drum rutier. Nu e pe drum rutier, dar... Cu ce te duci, cu elicopterul, cu ce te duci? Așa, următoarea localitate, Deveselu, dacă știți unde e scutul antirachetă, Deveselu. Dolj sau un Olt? Eu am pus Olt. Așa cum și eu spun pe graniță, hai să fiu mai original. Pun aici. Deci tu ai ales undeva mai pe la porțile de fier pe acolo. Sorin a pus pe la Craiova, sau ce e acolo. Și Toma... O să avem nevoie de legende. Deci, Sorin detașat. Sorin, cred că ai ghicit la o distanță de 20 de kilometri. 20 de kilometri, wow, man. Da, Sorin. Wow. Deci Sorin ar putea lejer să lucreze pentru ruși. Eu am lucrat de veselu. Lucrează, e spion rus. Da. Eu am făcut lipituri la de veselu. Deci 1-1-0. 1-1-0 până acum. Da. N-ai și un concurs cu prețuri de pe OLX? Acum trecem la un oraș, recență de județ. Ar trebui să știți, ați făcut show-uri acolo, poate chiar de curând, Târgu Mureș. Universitate de medicină, arhi cunoscut. Dar ce era Brașov? Da, de ce te uiți? Păi nu uite. Te-ai uitat, s-au uitat. Nu știu ce județul ăsta mic. Ilfov. Ăsta aici? Da. Ăsta e Brașov. Gata, toată lumea, întoarcem foile. Stai. Nu, gata. Este cu Vasna. Foarte mândrus de acest răspuns. S-ar putea să fie prost, dar sunt foarte mândru de acest răspuns. Nu mai gândesc. 5, 2, 1 și cineva e bronzat. Așa, hai să întoarcem foile astea. Deci, Cristi a pus... Așa... Sorin și Thomas. Strâns! Cristi, ai greșit județul. Asta este. Thomas și Sorin. Cam Sorin. E cam, da, cam pe aici. Uh-huh. Sorin știe țara cam Palmă. Cam da. Palma. Da. Următoarea este Negrești. Negrești și atât. Negrești și atât? Negrești. Unde ai pus? Gata? Ai pus? Unde ai lovit? În Mureș. Negrești Mureș. A pus toată lumea? Vreau să spun în Moldova.
în Moldova era. Da, e în Vaslui, Negrești Vaslui. Da. Deci, bro, eu am pus Negrești Oaș, e cel mai celebru Negrești. Eu știu, dar am zis că e doar Negrești atât. Deci tu Negrești Oaș, mai asta Negrești, e ca și eu am fost. La ce număr mă gândesc eu? Știi? Și bă, să știi că aici e. Iar pierd la departajare. Ești mai aproape, Thomas. Mai aproape. Tu ai pus aici în Brăila sau ce, nu? Da, care da. Dacă pui da. 85 ajungi foarte. Da. 2-2-0. 2-2-0. Bro, ăsta e adevăratul Negrești. Adev. Ultima localitate, Moreni. Moreni? Moreni. Ah, ce cunoscută mie Moreni. Moreni? Moreni. Ah, boa, ce bine că l-am pus. Ți-ați aminte? Mi-am amintit unde e. Eu aici nu știu care e Târgoviște. Că ăsta e Prahova și ăsta e Târgoviște. Da, deci Cristi a pus pe lângă Buzău, să zicem. Sorin ai pus lângă Târgoviște. Sus, și Toma, este lângă Valea Lungă. Tot lângă Târgoviște, nu? Da. Ăsta e ultimul da, punct. Da, aici. Deci să decidă, no, să decidă Cristi ce care e mai aproape. Valea, Valea, Sorin e mai aproape. Stai. A, nu stai. Lângă Curbură. Ia întoarce. Da, e mai aproape. Da, eu sunt mai aproape Sorin, cu da. 5 km. Deci cam aia e. Cam Sorin foarte, a luat. Foarte tare ideea de concurs, Virgil. Foarte tare. Să acum faci, îl faci pe Popescu pe să scaunelor. Da. Îl faci pe Popescu să se simtă La următorul aducem pe Dan Negru. O să fie mult mai dinamic. Că asta a lipsit. Un moderator. Dar să fac ho-ho! Da, felicitări, da, tineră! Hai să-ți dăm și ție unul. Hai că-ți dau și ție unul. Dă unul. Pomârla. Cine, mă? Pomârla. 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 Pomârla îmi sună ardeal. Eu știu unde e. Un sălaj, așa, un din astea, aș spune. Ce zici, Thomas? Nu există? Ba da, există, cum să nu există, nu ziceam asta. E în Botoșani, din câte știu eu. Pomârla la Botoșani? Cred că Botoșani e, dar e pe graniță, atâta știu, știu sigur că e pe graniță. Cred că era, avea tăchimii un fel de glumă, nu știu de unde auzise, cu... Vorbeau doi și unul zicea, am auzit că ți-a dat la o palmă gar la Pomârla și altul zicea, ce băi, ai gar? E un pic mai sus de Dorohoi. Deci felicitări, a fost un concurs... Ce bun e asta! Mult mai strâns decât te așteptai. Și Cristi, să nu conduci niciodată în turneu, că pare că nu știu unde... Încotro trebuie să mergi. Pare că fără Google Maps ajungi în Italia, tati. La Piovra. Înseamnă Caracatița. Zi oamenilor că dați subscribe și ne vedem. Da, tare, subscribe-o con la canalul YouTube. Ceva mărunt, ceva mărunt. YouTube, chesta mărunt. Piccolo. Isi. Coza Piccolo, nu? Coza Piccolo. Nu știe cineva? Nu știe nimeni, sunteți toți bogați. Felicitări, bravo! Ați crescut la curte, bravo vouă! Asta vrea publicul să află de la tine, netic! Chiar mă deprimasem, dar am avut noroc că era rapiță. Lângă m-am dus în rapiță, selfie-uri frumoase, Instagram, drumul cu capota ridicată. Mă duc și eu acolo, opresc lângă el și mă ușor sub capotă cu el. Mă uit acolo, mai fluier, mai... Rabatez oglinzile și... Albinii care preferă pistilul, e treaba lor, e tu. Oh, tu make pizza pe YouTube, îmi dințeleg pe canalul. Oameni dragi, cam atât din partea mea, tot pe show. Dacă e ultima oară că ne-am văzut, să aveți o viață cu ferul, ceau! Ai fost la nunți? Tu ai fost la nunți? Cred că am fost la două nunți în viața mea. Cred că se rezumă în esență la nu-mi plac oamenii. Și acolo sunt mulți oameni. Cred că asta e baza. Și nu-mi plac activitățile oamenilor în general. Le găsesc vulgare, simt că mirosesc timpul. Dar nunta, știi că o sărbătoare a iubirii între doi oameni, nu ți se pare frumos de sărbătorit? Adică... Eu nu știu ce e aia doi. De ce să sărbătoresc eu?
Ce bucurie am eu că să iubesc ei. Dar ai contemplat ideea nunții tale vreodată? Nu. Am, de fiecare dată am... când venea vorba, blocam mental tot. Bun. Nu, adică dacă aș face, dacă ar fi vreodată să ajung acolo, n-aș face nuntă petrecere, aș face, ok, acte și atât. La starea civilă, atât ar fi. Atât aș putea face vreodată. Baftă, Joe, baftă mult. Edi, ai închis și ușa aia, te rog? Îi dau drumul? Da. Orice piesă la mine, că nu mi-am. Să începem cu un râd de aplauze, oameni buni. Ce faceți? Când eu zic Alex, voi ziceți Ioniță. Alex, Ioniță, ei, mulțumesc. Așa mă spăl eu cu săritură, de când eram mic, așa mă... Vă rog să prind cu căldură, cu dragoste, pe Toma care vine, seara frumoasă, pa! Bună seara! Da 3 lenjerii la preț de una. Da 3 lenjerii cât una. 3 egal una lenj. Lenj, ok, accept. Îl prezinte... Trimiteți pe WhatsApp. Avem WhatsApp pe telefonul de la... Asta este rezervele de la Comics Club de aici. E chiar trecut. Dacă nu țineți minte numărul sau nu-l vedeți aici, e pe Comics Club. Intrați pe site și vedeți numărul. Vorbesc serios. Vreau să trimiteți câteva comentarii pe WhatsApp. Eu vă prezint tricourile și după aia, la finalul acestui show, o să mă uit la câteva dintre comentariile pe care le-ați trimis voi și vedem dacă avem un răspuns la ele pe loc. Sau un mesaj sau și SMS-ul, de asemenea puteți să dați. Gândiți-vă așa, gândiți-vă că ce vedeți aici în seara asta e un video pe YouTube și trimiteți SMS, că nu avem numele voastre, nu avem decât numele în mor telefon, nu știu ce să... Adică o să vă agresăm doar cu alte mesaje, altceva nu putem să... Nu o să stăm... N-avem cât timp să fie... Artura. Cât crezi că Artura să facem? Nu, ok. Ne despre asta. Dacă aveți o idee de comentariu, trimiteți o idee de, trimiteți un comentariu. Cum vi s-a părut? O recenzie la acest show până acum, până în momentul de față. Nu trebuie să încercați să fie amuzantă. Ce vă vine, o să trimiteți acolo și o să le citim în mod anonim. Avem niște mesaje? Avem multe. Le citim pe toate? Te las pe tine să decizi cât de multe citim. Ok, deci pe alea 7 hate, da, nu le citesc. Da, da. Cineva a trimis în primul rând un sticker cu bobonete și cu inimă. N-am zis să zic asta. Alt mesaj de la 07... A, nu trebuie să zic numele. Se scrie unul dintre noi și nu unul din noi. Unul din casă stă pe banii unuia dintre voi. După... Și acum, dacă îți sun la numărul ăla, identificăm cea mai interesantă persoană de aici. Are voi. Dacă eu credeam că s-au umezit femeile, la glumele mele cu, are cu femeile le plac băieții răi, apoi unul care corectează gramatica mai departe. Sataniștilor. Atât că te tot mesajul. Da, dar e un băiat la costum foarte frumos. Așa. Încă sper că vin la nunta mea, Virgil. Nici peste cadavrul meu, nici dacă te căsătorești cu mine, nu o să fie. Avem două mesaje foarte interesante, unul trimis acum câteva minute și unul trimis acum. Și o să le citesc pe amândouă. Ești mai mic decât par pe internet și altul trimis acum, ești mult mai mare în realitate. Dă-ne numărul. Oamenii ăștia au ochelari în schimb. Dacă ne dai numărul, unul din ei o să fie foarte surprins în noaptea asta, dacă merg împreună acasă, unul din ei o să fie foarte fericit de celălalt. Și ultimul mesaj, Ionuță. Hai penultimul. Hai două mesaje. Și Alex Ionuță e simpatic ca un cățeluș care zice... Nu te drag, de asta vreau două mesaje acum, ca să vin ce-mi pui pe tine. Oameni bune, s-a fost o uitată, mulțumim foarte mult, a fost pentru voi. Cârge, a fost Ionuță, eu am fost Toma, astfel să mai venim la fel.